Ce să însemne? Dragoș, asta merit eu? Da, eu merit. Te întreb eu pe tine, asta merit eu? Da, eu merit. Ce să merit? Ce? Faza cu Tudor? Ce fază cu Tudor? Ai luat-o razna? Cu suor mea? Stau ca nenorocită în bucătărie, oare înșin ca să-ți fac ție dietele tale? Să dai șuncile astea jos și pentru ce? Bun găsit, oameni buni, într-un episod din cei 7 ani de masă. Cine slăbește, cine se încrașă, cine pleacă cu premiul acasă, aflăm în acest episod. Iar dacă nu știi ce s-a întâmplat până în momentul ăsta, vezi celelalte episoade pe care le găsești în playlist. Să trecem la... Poate ați uitat că Ailin este elevă la liceul de arte. Andra însă nu a uitat și încearcă să-i reamintească fiicei sale acest lucru. Nu? Vezi? Repetiția, nerepetiția, unde duce? Da, asta și o vara, m-am relaxat. Asta vara, deci eu zău că te iau de păr, pe cuvânt. M-am relaxat, a fost vară. Te-ai relaxat. De când urlu, o să vină emisiunea, o să vină emisiunea, ce pregătești? Da, exact, ne facem de râs ce le arătăm la serbare la oamenii ăia. Doamna în continuu ceartă pe fata asta, măi, dar în continuu ceartă. Tu de canto. A, nu ți-am zis, no. Ți-am zis de canto, ai zis, a, eu nu sunt pregătită. Deci erai mică și erai o, să-ți spun, înregistrările cu vioara, cum cântai pe scenă. Nerușinată ce ești. Și acum... Nu știu, ai devenit mare și te-ai prostit. Ce cal erai și ce mârțoagă ai ajuns. Bă, dar cum... Îmi pare rău de fata aia, că în continuu se ia așa de ea. În acest timp, în bucătăria familiei Lupu... Uite, astea sunt pentru tine, Dragoș. Mai ce faci? Păi v-am adus bomboane, nu știi că ți-am spus. Măi, Dana, dar nu ți-am spus să nu le scoți de față cu el? Dar doar o bomboană, că nu strică. Măi, tu ești proastă? Da, se întâmplă nimic. El trebuie să ia gustarea. Măi, fată, stai un pic, ce faci? O bomboană, pe bune? Măi, uite, el trebuie să mănânce portocală, deci am și spus, dar deja ai început, nici n-ai venit bine și deja ai început să-mi faci probleme. Da, vi le-am adus pentru voi special și voi ce faci? Măi, uite, ești nesimțit, ești super proastă la faza asta. Fată, ia-ți-le și mănâncă-le totul, nu înțelegi că noi nu mâncăm nicio bomboană? Ia o gură, o gură. Dar mănâncă tu, fată, că ai 50 de kg toată, nu te uiți un pic la tine? Hai să facem mișto de oamenii care arată bine. Faptul că tu ai niște kilograme în plus nu înseamnă că trebuie să te iei de cineva care... Uite, bravo lui că a reușit. Deși sunt și câțiva care nici măcar nu se chinuie și arată bine pentru că ei nu se îngrașă, domnule. De bomboană mânca și nici măcar jumătate nu are. Le-am adus special pentru voi. Dar nu vrem așa ceva. Dar dacă vrei să faci ceva special pentru ei, nu mai bine ți iei bomboanele și pleci? Special pentru ei fă chestia asta. Dacă nu mi-accepti cadou. Nu, nu ți accept cadou și nici măcar pe tine nu te accept. Nici n-ai venit bine și deja îmi crezi numai probleme. Dar ți-am zis, mânca și el o bomboană. Dar uite, mă duc cu o portocală, nu mai portocală. Dar de ce tot insiști? A zis nu. Dar nu mai portocală, da. Păi și el trăiește numai din portocală? Da. Da, nu, trăiește din ciocolată. Mănâncă tu, te rog frumos să-ți iei bomboanele de aici imediat. Dar măcar o bomboană mânca și el. Și mănâncă în fața lui. Vrei să mănânci bomboană? Ia-le, te rog. Nu vrei măcar una? Nu, mai bine prefer o felie de portocală. Mă rog, hai să lăsăm vrăjeală, că și eu aș fi mâncat ciocolata aia, dar bravo lui că reușește să se țină. Să-i dăm 10 pentru o portocală? Nu. Nu, îi dăm 10 că n-a cedat ispite. Exact, 10. Bravo! Dar chiar ai făcut și brațe? Da. Ești foarte schimbat. Am mai slăbit de atunci. Și stă bine așa, să știi. De când am mai foarte bine așa. Vrei să te ajut? Da. Ok? Da, chiar mă ajuți. Da, chiar ai făcut brațe ca lumea? Da. Da, chiar ești nesimțită ca lumea. Și cu relația cu sora mea, ați mers mai departe sau? Nu cred că este treaba ta. Nu știu, întrebam și eu, sunt foarte curioasă. Mai ales că sora mea poate să fie uneori cam recalcitrantă, nu știu. Adică ce vrei să spui? Nu. Știi că ea a avut o relație mai de mult cu un băiat Tudor. Și au avut o relație chiar perfectă, pot spune. Care e Tudor? Fostul ei, nu ți-a povestit despre el, nu? Absolut nimic. Nu. Au avut o relație super ok, adică se înțelegeau foarte bine de asta. Și tot și acolo tot eu m-am băgat de ea în despărțiri și astea, că noi de asta nu ne mai înțelegem. Te-am întrebat dacă te înțelegi bine cu ea, adică era mult mai implicată în relația lor. Față de cum e relația cu tine. Sincer, de la un timp am văzut și eu că este distantă față de mine. Și nu ți se pare așa un pic ciudat, adică să te schimbi radical dintr-o dată? Ba da. Am văzut și discuția asta azi dimineața și am zis că nu e nimic. Că... Dar știi că mi-a spus că Tudor i-a dat mesaj. Nu știu dacă tu știi. Ce jegoasă-i, mă, vagabondă. Da, nu ți-a spus? Nu. Mă gândeam că poate ți-a spus, adică mă gândesc că vorbiți și voi, nu știu. Sper că nu... Sper că n-am făcut ceva rău sau să ăsta să... Ai aflat de la mine acum. Nu este ok, dar nu cred că ar face așa ceva. Adică relația noastră este bazată pe încredere. Știi că Muța vinde zgârie rău, așa că... Muță, dar e iubita mea. Tu o cunoști bine pe ea? Genul ăsta de gimnastică... Nu știu dacă produce schimbări. S-ar putea să ajungă în altă parte. Totuși, nota 10 pentru scenetele astea foarte interesante. Adică dacă nu le iese cu avocatura, cu dansul, cu ăsta, în ceva telenovele pot să joace. 8,5 din partea specialiștilor noștri, fără alte comentarii. Mamă, cât pătrunjeli acolo! Ca să mănânci totul în combinație. Deci se poate mânca, nu? Cu cheu cu vai. În bucătăria familiei Lupu se pregătește prânzul, tocăniță de răutăți cu puțin venin și garnitură de foști iubiți. Ți-ai cumpărat mâncarea din Italia, credeai că aici nu mai e mâncare? Da, că poate mânca și voi, dar văd că voi v-ați apucat de regim alimentar acum, ce să spune. Și nu ți-ai găsit și tu pe vreunul pe acolo, stea și pe tine de nevastă? Ne, am fost cu un băiat, dar... Cum adică să o ia de nevastă dacă... El are 17 ani, asta probabil fiind colegă cu el are 17 ani și asta e mezină, care ar trebui să aibă maxim 16 ani. Cum adică să o ia de nevastă? Nu prea a mers așa relația. Păi cine stă cu tine? Și Tudor? Ce mai zice? Care Tudor? Tudor, lasă că știi tu. Că... Nu-i mai aduce aminte? Măi, fată. Ți-am spus să-ți vezi de treaba ta acolo. Nu, am pus o întrebare așa, mă gândeam ce face tu. Vezi dacă i-ai deschis ușa. Nu știu. Dar cine-i Tudor, Betty? Ei, cine-i Tudor? Un prieten de-al nostru din copilărie. Cine să fie Tudor? Își aduce ea aminte. Are amintiri acum. Am întrebat, dar mă... Vezi, da treaba ta, nu mai întreba. Dar mai bine spui. Dar de ce nu spui și nu vorbești cu el? E Tudor, să-i spui. Mă, fată, vrei să zbori afară? Dar poți să-i spui măcar. Vrei să zbori afară în secunda asta? Nu te credeam în stare de așa ceva, să știi. Nu? Dacă mai ales că te cunosc o grămadă de timp, adică să minți așa, nu te credeam în stare. Păi ce mint, mă? Ce jegoasă! Asta măcar acum, recunoaște odată și aia e. Măcar să știe și el, nu mai te-ai frustăci atâta. E un băiat din trecutul meu cu care am avut o relație și asta e ce vrei să-ți spun. Lasă-mi pace, că așa mai face ea. Câteodată cam exagerează, țipă, dar nu vrea să dea nicio explicație nouă. Toată lumea e de vină, numai ea... Măi, Dana, gata, termină. Dar puteai să-i spui, că de-așa mă nervează. Subiectul ăsta odată, da? Bine, ai faceți cum credeți voi, că nu mai... Eu nu mă mai bag sau astea, că oricum eu n-am vrut să mă bag, dar a venit vorba așa de Tudor, nu știu care ați adus vorba. Nu mai vreau să intru în discuțiile astea, e treaba ei dacă vrea să-l spună. Și eu nu mă mai bag. Până la urmă o să dai tu singur seama cum stă situația. Tu nu te mai bagi, da. Kilogramele în plus și stilul de viață sedentar își spun cuvântul și în cazul Andrei. Femeia are un episod de durere intercostală acută. Vrei să chemăm salvarea ceva? Nu e cazul. Ar trebui să-ți iei pastilele zilnic. De-aia e bine să slăbești. Ca să nu mai... Știu, nu numai de asta. Dar măcar azi dacă țineai cu mine. Câtă teorie ai făcut? Aici voiam să zic că în continuu o certat-o și o zis cum să facă nu știu ce în timp ce ea stătea. Că nu există, nu pot, că nu știu ce. Bete-i ăstea. Că trebuie să fie conștiincioasă, să nu știu ce, să le lăsă. Și tu nu ți-ai tratamentul. Când vrem să avem grijă de cineva care depinde de noi, o condiție esențială este să avem grijă de noi înșine. Hai să ciocnim un par, să ne împăcăm. Păi, nu-ți place ție alcoolul? Dacă nu scoteai cu un pic de alcool, nu te simțeai bine. Nu te simțeai bine fără alcool. Eu am venit acum ca să ne împăcăm și tu ce faci? Tot la fel cu gura mare ești? Hai, stai jos. Că ce are dacă bei o șampanie așa în mijlocul zilei înainte de masa de prânz? Nimic dubios. Stai jos acolo, stai jos că de nu... Ca să mi se dea nouă peste nas cu puiul, cu nu știu ce, ce e aia, men? Pâine, toast cu... Prăjită, un spumant... O ciocolată... Da. Așa trăiesc obroadele subțiri. Cu cheltuială. Tu, Dragoș, nu vrei? No, it's okay. Am întrebat ce vreți. Ea doar întreabă. Dar mi se pare normal. Ea și bea liniștită acolo. Ea și bea alcoolică ce ești. Eu vin acum să ne împăcăm și tu ce faci? Se vede pe tine că ești cu alcool. Dar ai putea măcar un pic așa să fii mai altfel, mai ales cu mine, că sunt sorta totuși. Lasă că știu eu cum trebuie să fiu cu tine. Ailin primește acum o lecție despre băieți. Deci nu că nu e ok că ai avut prieteni, este ok, dar trebuie să-l alegi foarte bine pe cel care va fi prieten sau pe cel cu care vei... Da, că în teorie suntem... merge mai departe într-o relație. Nu de alta, dar... mai pe mine, ca exemplu. Și... okay. Bine, nu că... aș fi dat eu greș sau... dar, practic, n-a fost ok. Relațiile sunt grele. Ok, respect pentru asta, că e asumată. Nu este ușor să ai un iubi, mai ales unul care pune unt în tavă și o azvârle în cuptor. Vezi, mă, iubitule, că nu trebuia să pui unt. Ți-am spus să fii atent când îți dau rețetele astea, să fii atent exact. Ți-am și spus că nu trebuie unt. O să luăm foc acum cu dieta ta, cu tot. Nu luăm niciun foc. Gata, că păi tu mi-ai zis să pun unt acolo și uite-te și tu, ai umplut toată casa de fum, ai umplut. Și se scoate fumul. Da, scoți tu fumul din haine și din tot. Se spală hainele, nu e problemă de asta. E bun? Da. Te rog să nu uiți de salat. Ce nu mi-a plăcut deloc, dar deloc, la masa de prânz, mâna aceea de păstăi verzi, care au fost omorâte... Păi ce trist arată, men! Cu desăvârșire, fierte până când frumoasa culoare verde crunt s-a transformat într-un khaki care mi-aduce aminte de uniforma militară. Discuțiile continuă pe un ton calm și liniștitor în bucătăria familiei Lupu. Dar e vina mea! Păi normal că e vina ta, că mai umplut de nep și nu mai știu ce trebuie să fac aici. Am apucat eu să fac cumva cartofi acum la cuptor, să fac pe aici mai bun. Ce să faci tu? Pâine, iau-te! Ce mănânci? Las că e mai bună pâinea decât asta. Că e bună. Și ochii de la ce cum e aici. Doamne. Fii și tu mai atent, iubire. Fii mai atent, te rog frumos, când iei rețetele astea. Trebuia tu să le faci, nu el. Până la urmă trebuie să ai grijă de bărbatul tău, nu trebuie să lași tăia. Că dacă eram eu, deci eu știi cum aveam grijă de el, vreo 2 zile cu ciocolată, șampanie, după aia se terminau, ne plictiseam și te lăsam cu el în pace, cum am făcut și cu Tudor. Ma ce facem? Îi băgăm înapoi! O știu prea bine pe aia cum face de fiecare dată, cum țipă. Gata, nu ți-a ieșit un lucru, te-a tras la răspundere. Păi normal că o să ia casa femeii foc. Dar e prima oară când face și el, nu mai fi așa... nervoasă. Mai bine îi pune mâna și îi face tu decât eu zic să nu te mai bagi, să nu mai intervii, că nu e problema ta ce se întâmplă în casa asta, da? Andra este zguduită de emoții. Răni vechi par a fi încă deschise și singurul confident este fiica ei. De ce plângi? Uneori... Dar nu plânge. Efect. Ce se întâmplă cu finalul ăsta de emisiune? Că a început super ok emisiunea și mi se pare că spre final, ca să fie ceva interesant, au dat-o în tot felul de regii sau mi se pare mie. Sunt niște chestii forțate aici care parcă nu sunt naturale și într-o parte și în alta. Ceva... Lucrurile au importanța lor atunci când au importanță. Degeaba s-a reîntors când tu aveai 7 ani. Că n-a mai contat, înțelegi? Sunt unele lucruri pe care le dorești atunci. Dacă viața ți le oferă mai târziu, s-ar putea să nu mai ai aceeași bucurie. Mamă și fiică simt cu putere durerea abandonului. Chiar dacă au trecut 17 ani, suferința nu s-a stins. Tu e singura mea avere, atât. Și vreau ca tu să fii bine și atât. Vreți? Păi da, dacă ea să fie bine, trebuie și noastră să fii sănătoasă ca să puteți să aveți grijă de ea, că după aia... Nu vreau nimic. Trebuie ea să aibă grijă de noastră. Probabil ca să scape de energia negativă acumulată, Dragoș se adâncește în studiul și aprofundarea mișcărilor de dans. Fanele sunt înnebunite, publicul în delir. Până și specialiștii noștri sunt convinși de aplombul adolescentin. Eu dau 9 mișcării, țin pumnii... Go, Dragoș, go! Du-te, Dragoș, du-te! În timp ce Dragoș face ravagii cu mișcările lui de breakdance, Ailin și-a găsit o nouă jucărie. Pur și simplu alergatul nu prea îmi place. Că te obosești. Da, foarte repede. Cu siguranță, rezultatele în cazul alergatului vor fi mai vizibile caloric și din punct de vedere al musculaturii. Dacă îi place mai degrabă să meargă cu rolele, uite, să meargă cu rolele. Mod foarte bun de a începe să reia activitatea fizică. Ideea e să alternezi mișcarea și să nu obișnuiești organismul cu același gen de mișcare. Verdictul specialiștilor noștri. 9,5 puncte pentru evoluția lui Ailin. Să vedem ce spune și juriul din Dana despre prânzul celor doi porumbei. Ce avem noi aici? Salata asta nu prea e bună. Acum mi se pare că nu prea are sare. Păi dacă ți se pare, mai pune niște sare. Bă, cum poți să fii musafir și să faci atâtea figuri, să fii așa nesimțită? Sarea nu e bună, să știi. Eu mănânc cu multe sare. Nu trebuie să pui în exces. Nici cartofi nu prea îmi place, da? Dar nu mai mânca, fetițo. Nu pot o să mânca așa ceva. Du-te și ia-ți pește ăla și ia și mănâncă. Nu știu, nu pot să mânca așa ceva, nu știu cum vor. Nu pot să cred că mâncați așa ceva. La mine în Italia, acolo, oamenii nu sunt așa sărași, mănâncă mult mai ok. Deci mi se face rău doar când privesc. Dar arată cam urât mâncarea aia, sincer. Are un gust groaznic. E foarte bun. Ce zic? Hai că ne-am descurcat până la urmă. Da. N-am luat nici foc? Da, era să luați. Nu vorbeam cu tine. Grătarul ăla... A luat tot ce mai era gătit în anii anteriori și nespălat pe carnea de pui. Adică e prima dată când văd o carne și mi se face poftă să mănânc o văz. Da. Dacă mai văd astea, mă apuc de o văz. Adică o văz de la proaspăt, așa. Paște sănătos. Da. Prânzul lui Dragoș abia dacă reușește să ia notă de trecere, un 5,5 din partea Irinei Petrea și a doctorului Alin Popescu. Chiar arată nașpa, hai să fim serioși, adică carnea aia, așa, cartofii aia, n-au niciun condiment, man. Sunt efectiv pentru alea 3 calorii plus de la condimente, e o diferență de gust destul de mare, Na, în fine. Pentru Ailin vin vremuri mai bune, fiindcă este pusă față în față cu gustarea de după amiază. O porție bună de înghețată cu zmeură. Cum ești? Bine. Cu foamea cum stăm? Nu mi-e foame. Nu ți-e foame, nu? Deci de unde se trage concluzia că ce? Mai multe mese? Nu duc la o foame de-aia. Eu mănânc de 2 ori pe zi, pentru că dacă mănânc multe mese mici, în continuu mi-e foame și sunt nervos, am o stare din asta așa că aș mai mânca ceva, nu m-am săturat, vreau să mai mănânc. Fiind mai multe mese într-o zi, automat o să mănânci mai mult, chiar dacă mănânci puțin la fiecare, dar mănânci mai mult de fiecare dată decât dacă ai mâncat doar, nu știu, de 2 ori sau 3 ori. Foarte mare. Da, deci nu accentuează senzația de foame. Și când ne este foame foarte rău, avem tendința să mâncăm foarte mult. Înghețată, înghețată, dar nu e ceea ce am recomandat eu. Și nu doar Ailin ia notă mare. Se pare că și Dragoș a făcut o impresie bună și merită un premiu special. Scuzați-mă. Ce ai făcut, mai iubire? Am scăpat pe mine. Of, nu ești atât deloc. Mă duc să mă schimb. E ok. Vezi că ai tricou acolo pe pat, da? Da. Merge și ea să-l ajute să se schimbe. Auzi, vezi că mă duc și eu până la baie. Hop și Dana răspunzând prompt la chemarea naturii. Uite, vezi, asta trebuia să facă sormea, dar cum ea e mereu așa nervoasă, țipă, face ca toate alea, ea nu e ca mine. Oricum, cred că tu ești oricum mai bună ca sorta. Tu ești nesimțit? Uite, ce faceți aici? Îl ajutam să schimbe tricou, dacă tu nu ești în sare să... Da, că o femeie, o soție desăvârșită și ajută bărbatul să-și schimbe tricou. Că nu e un proces chiar așa să poți chiar singur să-ți schimbi un tricou. Păi parcă spune că te duci la baie. Păi am fost-o, dacă am văzut că a dat apă pe el, am zis să... Dragoș, ce înseamnă asta? Ce să însemne? Dragoș, asta merit eu? Da, eu merit. Te întreb eu pe tine, asta merit eu? Da, eu merit. Ce să merit? Ce? Faza cu Tudor? Ce fază cu Tudor? Ai luat-o razna? Cu sormea? Un tricou ud, o soră cu inimă mare și multe posibilități. Cât de lame. Iată rețeta pentru dezastru. Stau ca nenorocită în bucătărie, ori înșir ca să-ți fac ție dietele tale. Să dai șuncile astea jos și pentru ce? Pentru ce? Ca la final tot eu să sufăr? Mai încet cu tonul, că nu stai numai tu în blocul ăsta. Uite că stau numai eu! Stai liniște că plec și rămâneți voi în liniște, în dormitor, cum vă place vouă. Mai bine decât să auzi pedeșurile de fiecare zi. Lăsând la o parte faptul că e o regie absolută, dacă chiar era pe bune, Chiar mi-ar fi fost milă de fata asta. În acest timp, la gustarea de seară... Ce s-a întâmplat? Vreau să mai ajungi la ananas, că... Păi nu știu să curăț ananas. Păi nu te-ai dat tu mare și tare că ești... Păi da, da, până o plecat aia la altă și acum... Dar tricoul ăsta un pic, tot nu l-a schimbat. Ești bună gospodină că... Nu știu să-l tai, n-am... Deci chiar nu știu. Și atunci de ce te-ai zis, mare, că poți să-mi dai afecțiune când tu nici măcar nu... Poți să mă ajuți măcar într-o bucătărie. Vezi, Dragoș, așa e în viață. Nu dai cioara de pe pasărea din... Deci femeia gospodină pe femeia care nu-i gospodină, cum ar veni. Da, bine. În mod evident, între ananas și afecțiune este o legătură puternică și directă, dar știți cum sunt adolescenții din ziua de astăzi. Și-a plecat și ea. Uite așa, te-ai trezit cu una, pe la prânz a venit și a doua și spre seară s-au dus amândouă. La ora 4. La ora 4 deja erai solo, fly solo. Da. Câteodată așa e în viață, știi? Întâi ai ce-ți trebuie, pe urmă ai mai mult decât îți trebuie, după care nu mai ai nimic din tot ce-ți trebuie. Jenantă scenetă. Irina Petrea pune punctul pe ananas și nu putem să nu-i dăm dreptate. Dragoș rămâne singur și își vede de ale lui. Dar știm sigur că își va reveni, fiindcă este un băiat cu mult potențial. Cred că pot să-i dau un nou. Gândindu-mă că la vârsta asta eu nu făceam nimic singur și până am devenit student nu mă preocupa partea de pregătirea mesei, eu îi dau 10. Nu știu cum aș fi reacționat în clasa 11 și eu sunt foarte sincer să mă apuc să fac super crepe. Ailin și Dragoș se întâlnesc în fața specialiștilor noștri. Părinții lor au decis că sunt suficient responsabili încât să facă față acestei discuții singuri și la fel credem și noi. Pentru mine a fost o bucurie că, uite, am avut în emisiune doi copii frumoși, doi tineri de aceeași vârstă. Unul cântă, unul dansează, ce potriveală. Dar oare cine este câștigătorul ediției? Cel care a strâns cele mai multe puncte va intra direct în marea finală, unde are șansa de a câștiga o vacanță all-inclusiv în țară și în străinătate. La Ailey. Cum adică în țară și în străinătate? Adică două vacanțe, uai! Dar acum am apuc, mă, în graș. Bag vreo 10 kg, mă scriu la emisiune și după aia, mamă, îi surprind pe toți cu putere din asta, îi impresionez, știi? Nu că în vacanță, tati. Am avut un total de 104 puncte și la Dragoș 103,5. Oameni buni, așadar fata a câștigat, băiatul a câștigat, experiență. Ce e asta, man? Băiatul merita să câștige cu tot dragul pentru Ailin, dar el și-a și gătit și a fost mult mai motivat. Ea a mai și făcut nazuri și ăsta, adică pe termen lung, dacă el lași pe amândoi, e clar că el o să poată să mai facă dietă singur de la el, dar Ailin poate, nu știu, na, în fine, aștept părerile voastre în comentarii, like, share, subscribe pentru alte sugestii, găsiți în descriere unde mă găsiți și ne vedem data viitoare, numai bine!